al de la Libertate în IT. În video asta vreau să vorbesc despre Africa de Sud, despre apartamentul pe care îl am în Africa de Sud și apoi să vorbim despre prețuri, viză și părerea mea despre Africa de Sud și despre Cape Town din formatul ultimele două săptămâni cât am locuit în acest oraș. În primul rând, hai să începem cu turul apartamentului. Avem aici la intrare sufrageria. Aici e un view foarte fain al oceanului. Bucătăria cu toate lucrurile, frigider, cuptor și tot ce e nevoie în zona asta de bucătărie, mașină de spălat vase, mașină de spălat. Aici o să fie baia. După aceea primul dormitor, care e un dormitor mai mic. Al doilea dormitor, care arată foarte fain. Și dormitorul ăsta are un view superb. Ok, deci ăsta e apartament. Pentru apartamentul ăsta am dat undeva între 5.000 și 6.000 de euro pentru o lună. E într-o zonă foarte faină din Cape Town, numită Sea Point. Am înțeles de la cineva care locuiește aici în Cape Town că sunt două zone care sunt mai safe și care arată foarte bine. E Sea Point și Bantry Bay. Eu momentan să locuiesc între Bantry Bay și Sea Point. Și întotdeauna caut când vreau să-mi găsesc o locație, o zonă care să fie sigură, pentru că nu cunosc țara și cumva vreau să pornesc dintr-o zonă sigură și după aceea să mă extind, să văd cam care zone în care aș mai putea sta, care poate da, ar fi mai ieftine sau ar fi mai populate, dar poate că nu sunt așa sigure de la început nu cunosc așa bine țara. Ca să ajung aici în Africa, am avut nevoie de viză, pentru că noi ca români nu putem veni direct aici și viza trebuie obținută de la ambasada Africii de Sud din Ungaria. România nu mai are ambasada în București, deci trebuie mers în Ungaria și să depui un dosar cu 12 documente, printre care mi-am amintesc că am depus un extras din contul bancar, care trebuia semnat de bancă să vadă că am avut tranzacții în ultimele 3 luni și că am suficient bani în cont ca să îmi permit să locuiesc aici. Apoi am depus un certificat de vaccinare de febră galbenă, te obligă să te vaccinezi împotriva febrei galbene. M-am vaccinat pentru hepatita A, febră tifoidă și clasicele vaccinuri de difterie, tetanos și poliomielită. Pentru că aparent astea sunt vaccinurile care acoperă zona asta de Africa și de Asia și da, am zis că dacă tot călătoresc mult anul ăsta să mi le fac, măcar să știu că nu am asta pe cap. Aici în Africa de Sud, multul mi-a recomandat să-mi iau pastile de malarie sau să fiu atent în țară. Eu n-am văzut niciun țânțar momentan, adică nu știu, în zona în care stau nu sunt țânțari, e foarte clean cumva, aerul și nu vezi niciun țânțar. Din punct de vedere nu am avut nevoie de așa ceva pentru moment. O chestie interesantă la Africa de Sud și ce am observat aici e că sunt foarte mulți oameni bogați care locuiesc în Cape Town, cel puțin în zonele astea. Și vin din toată Africa și vin și din Europa. Adică e o combinație, un mix între albi și negri și super mulți oameni bogați, adică mașini scumpe, vile pe care sunt foarte luxoase. Și e o destinație de vacanță și acum, în perioada asta, decembrie, ianuarie, februarie, aici e vară. Ziua e lungă, adică la 7:50, aproape 8, apune soarele. Și fiind vară, fiind plăcut aerul, temperatura, o grămadă de oameni vin să-și petreacă vacanța aici. O altă chestie pe care am observat-o, tot așa vorbind cu oamenii, e că există două zone în Africa de Sud și în Cape Town. E zona asta mai centrală, unde e o zonă mai luxoasă și stau foarte mulți oameni înstăriți. Și zona care e la marginea orașului, unde sunt oameni care nu au alte resurse. Și oamenii ăștia care stau la marginea orașului, momentan în Cape Town există o problemă cu curentul. Există pene de curent destul de frecvente. Aici, zona care stau eu, de două ori pe zi sau de trei ori pe zi, timp de 2-3 minute, nu avem curent. Și după aceea revine foarte repede înapoi. În zonele de la marginea orașului, ce am aflat e că ei nu au curent timp de 8 ore pe zi. Cel puțin în ultimele luni a fost o problemă frecventă asta. Și la un moment dat s-o și obișnuit, că știau că până la între ora 4 și 8 nu avem curent, între ora 11 și 3 nu avem curent. Și atunci când avem, mai să profităm să ne facem toate treburile casnice. Deci există anumite probleme la nivel de infrastructură electrică, am impresia, în orașul ăsta. La nivel de infrastructură, adică de drumuri, orașul e foarte fain. Adică am fost și în afara Cape Town-ului și mi se pare că au o infrastructură foarte puternică, adică aproape ca americanii. Mașinile sunt ok aici, adică orașul arată ca un oraș european, arată foarte fain. Mă simt super bine în orașul ăsta și mi se pare că cumva există așa o stigma legată de Africa, că ar fi mult mai murdară sau că ar fi mult mai dezorganizată, dar de fapt când vii într-un oraș de genul, îți dai seama că arată mai bine decât multe orașe din România și decât orașe europene. Adică orașul ăsta e mult peste București sau peste orașe care sunt foarte dezorganizate din România. Aș zice chiar că e comparabil cu Miami, adică cel puțin zona în care stau arată super luxos. Acum, legat de rase, aici în Cape Town am observat un mix cam 50% negri, 50% albi.
Dar dacă ești în oraș, de exemplu într-un pub sau într-un club, o să vezi că e un mix practic de rase din toată lumea, adică mai mare mix decât în Vegas. În sensul că vezi oameni din toată Africa și vezi și oameni din India, din Asia, din Europa și din America, adică vezi cumva un mix efectiv din toată lumea. Pe lângă asta sunt foarte multe lucruri de făcut în afara orașului. Am fost la să văd pinguini și pe marginea drumului erau struți care umblau și erau și maimuțe, babuini. Umblau ca și cum umblă la noi oi sau vaci pe marginea drumului din România. Adică era super, super funny de văzut struțul care se umblă lângă mașină. Și weekendul viitor am un plan să merg să fac un safari, care e tot așa la vreo 2 ore de oraș. O altă chestie, când ajungi aici, că toți șoferii de Uber sunt cumva și ghizi turistici. Asta am observat-o și în America Latina, adică toți cumva oferă și serviciile astea, că dacă vrei cumva să vezi anumite zone din afara orașului, te conduce ei, te taxează o sumă pentru transport și într-un mediu mai privat decât dacă ai merge cu un autobuz, adică poți să mergi cu un prieten sau cu un grup de maxim 3 prieteni, să zicem, da, cumva să călătorești mai confortabil decât dacă ai merge cu tururi organizate cu autobuze. Și asta am făcut în primul tur pe care l-am făcut duminica trecută. Am vorbit cu un șofer de Uber care avea o mașină mai faină și ne-am dus cu el și am văzut 3 destinații de lângă Cape Town. Mie Cape Town mi se pare un oraș foarte frumos și luxos și părerea mea că e mult underrated și cel puțin în mintea mea era complet diferit. Adică am rămas uimit de luxul și de calitatea vieții pe care o au oamenii care trăiesc în orașul ăsta. Recomand total dacă ești nomad digital sau dacă vrei să călătorești să îți faci viza asta de Africa și să vizitezi. Mi se pare că sunt multe lucruri de învățat aici și la nivel cultural, adică la cum vorbesc oamenii, cum interacționează între ei, cum e interacțiunea asta între oamenii care cumva sunt mai săraci și trăiesc la marginea orașelor și vin să lucreze în oraș și oamenii care locuiesc în oraș, cumva, da, au avut norocul ăsta să se nască într-o situație mai bună financiară. Un alt lucru pe care l-am observat în Cape Town e că majoritatea clădirilor pe garduri au gard electric, adică au sârme prin care circulă curent electric, ca să se protejeze de anumite persoane care ar încerca să escaladeze și există niște echipe de securitate formate din forși militari care protejează orașul și care sunt plătite ca să patruleze orașul și zonele astea mai, de oameni mai bogați și să asigure securitatea zonei și fiecare clădire în care, fiecare vilă din asta în care poți să locuiești are și un portar jos și dacă orice se întâmplă, echipa de intervenție ajunge în câteva minute și rezolvă situația. Lucrul ăsta cumva te face să te simți foarte în siguranță umblând pe stradă, adică n-a să fii niciodată un pericol sau vreun lucru de care să-mi fie frică, pentru că peste tot sunt camere și cumva orașul e foarte sigur din punctul ăsta de vedere. Acum știu că în afara orașului mai sunt oameni care au fost jefuiți și mai sunt situații de infracțiune ridicată. Într-adevăr, sunt mulți oameni care sunt foarte săraci aici și atunci te aștepți cumva să fie astfel de situații și mai ales în cartierele care sunt la marginea orașului. E un lucru care se întâmplă și în alte țări și în America Latina, era la fel și în Peru, erau cartiere care erau foarte safe și erau cartiere care dacă te îndepărtai sau mergeai mai la margine, puteai fi jefuit oricând. Asta e un pic un risc cumva în țările în care e așa diferență mare între bogați și săraci. Dar dacă îți alegi o cazare într-o zonă bună și știi exact pe unde umbli și ești atent, e cel mai safe oraș din lume. Și da, recomand complet Africa de Sud și Cape Town. Eu am fost Raul de la Libertate IT, asta a fost spațiul din Africa de Sud în care locuiesc momentan. Salut!